Conducerea clubului Suceavean a decis să trimită echipa a doua la meciul cu Unirea Sân Nicolau Mare. Singurii jucători de la echipa mare care au făcut deplasarea în Banat au fost Ionescu Oancea și portarul Eduard Duman. Elevii lui Ioan Tkaciuc au deschis scorul la Sân Nicolau Mare, dar apoi gazdele au întors rezultatul și, după doar un sfert de oră, aveau un avans de 6 goluri. Bănățenii au condus la pauză cu 18-11 pentru ca în final să se impună cu 37-34. Cel mai bun marcator al echipei sucevene în partida de miercuri a fost Claudiu Lăzurcă, autor a 10 goluri. Eu sunt bucuros că am trimis într-un fel echipa a doua acolo. Au văzut și ei, cei tineri, au jucat cu presiune, să spunem așa, au simțit și ei ce înseamnă să joci pentru un obiectiv. N-au reușit să treacă de Sân Nicolau, dar nu este o tragedie. Au fost și cei doi, trei de la prima echipă. Am înțeles că au jucat și cât au fost în teren, au făcut-o destul de bine. O să le prindă bine astfel de meciuri pentru viitor. CSU Suceava are programat la sfârșitul acestei săptămâni un nou meci foarte dificil în Liga Zimbrilor. Universitarii vor înfrunta sâmbătă de la ora 18 în sala Dumitru Bernicu, gruparea HC Dobrogea Sud Constanța.